La Libling se vor implementa o serie de proiecte realizate din fondurile obținute de administrația locală. Fie că vorbim despre fonduri europene, dar și din alte surse de finanțare, banii obținuți vor fi investiți în dezvoltarea comunei. Deci lucrările care se desfășoară acum pe Angel Salini, Cena, satul Cena, unde lucrările sunt în curs de desfășurare, deci se pregătește pentru asfaltare, se lucră intens. Altul pe Angel Salini, drumul DC-166, adică drumul de legătură între Libling și Cena. Pe PNDR are pistele de biciclete care semnate contract și trebuie să vină să se apuce executantul. Proiectul de realizare a pistelor de biciclete este unul complex în care sunt incluse și stații electrice de reîncărcare. Așa era proiectul. Era un proiect complex. Deci, la pistele de biciclete să fie și, cum se zice, stațiile de încărcare electrice. Asfaltarea comunei este unul dintre obiectivele prioritare pentru administrația locală. Astfel s-a investit pentru asfaltarea drumurilor din Libling și satele aparținătoare. Primarul Ioan Gheorghe Munteanu anunță un nou proiect câștigat pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Pentru asfaltarea satului Iosif. E aprobat, acum aștept finanțarea și pentru satul Iosif, că Liblingul știți că are două sate, satul Cena și satul Iosif. Deci nici pe satul Iosif nu l-am uitat. Comuna Libling se află în plină dezvoltare.